Reprezentanții Comitetului Național Olimpic și Ministerului Educației au devenit semnatarii unei convenții cadru ce vizează relația de colaborare a celor două executive. Obiectivul principal al colaborării îl reprezintă promovarea valorilor olimpice prin educarea tinerei generații. Printre acțiunile ce urmează a fi desfășurate după semnarea acordului sunt lecțiile olimpice în instituțiile de învățământ. Totodată, instituțiile vor beneficia de material didactic cu profil sportiv, dar și de inventar sportiv. În toată Europa este o atenție foarte sporită pentru modul sănătos de viață, pentru condițiile ca fiecare cetățean să poată să își petreacă o jumătate de oră, poate o oră de vreme pentru a-și restabili forțele sau pentru a ține organismul într-o stare bună. În primul rând este necesar ca să aducem în cadrul instituțiilor de învățământ acest mesaj ca tinerii să-și programeze viața și, în general, activitatea lor. Cred că este un lucru foarte bun și binevenit. În orice caz, avem solicitări din toate raioanele și multe solicitări. Hai când veniți la noi cu lecția olimpică, fiindcă este interesant. Totodată, ministrul Educației Corina Fusu a declarat că ministerul este deschis spre colaborarea executivului cu sportivii și reprezentanțele acestora. Instituțiile de învățământ din cadrul educației sau cele subordonate Ministerului Educației, să elaborăm împreună un plan de acțiuni, să creăm un consiliu permanent care s-ar gândi la niște activități comune. Pentru că sportul face parte din categoria intereselor care îi face pe oameni mai comunicativi, îi adună împreună. Iată de ce oamenii joacă împreună volei sau șah sau aleargă împreună la orice întâlniri de echipă. În discuția cu ministrul Educației, Nicolae Juravski a apreciat șansele sportivilor noștri de a reprezenta Republica Moldova la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Pentru implementarea și desfășurarea acordului de colaborare, Comitetul Internațional Olimpic a alocat $12.000.